După ce în anul 2013 termenul selfie a fost ales cuvântul anului de către editorii dicționarelor Oxford, în ultima perioadă s-au făcut studii despre oamenii dependenți de selfie-uri. Haideți să aflăm împreună ce spun selfie-urile despre noi. Să știți că e de rău. Potrivit International Journal of Science and Research, boala selfie-tis are 3 faze, și anume: 1. Selfie-tis marginal, atunci când îți faci minim 3 selfie-uri zilnic, dar nu le postezi pe internet. 2. Selfie-tis acut, când îți faci cel puțin 3 poze pe zi și postezi una sau mai multe. Și 3. Selfie-tis cronic, aici ești pe moarte deja, glumesc, când îți faci minim 6 selfie-uri și pe toate le postezi să vadă lumea cât de mult ai schimbat de la o oră la alta. Deși boala nu este recunoscută oficial de către Organizațiile Mondiale de Psihiatrie, majoritatea medicilor psihiatri spun că cei mai mulți oameni care își fac selfie-uri suferă de tulburare dismorfică a corpului, o boală cu afectare psihică severă de care mulți nici nu știu că suferă. Ce înseamnă asta? Ei bine, dacă ai o obsesie pentru un defect sau o anomalie fizică, sunt șanse extrem de mari să suferi de această boală. Cele mai multe preocupări excesive ale bolnavilor sunt în legătură cu aspectul pielii, al părului, al trăsăturilor faciale și al greutății corporale. Majoritatea bolnavilor încearcă să ascundă micile defecte și solicită în mod constant reasigurări că defectul nu este vizibil și chiar să primească laude, iar selfie-urile ajută la acest lucru. Bineînțeles, persoanele care cer atenție prin postarea excesivă a propriilor fotografii mai suferă de narcisism și singurătate, având foarte mult timp de pierdut pe rețelele de socializare, iar atenția acordată nu ajută de fapt cu nimic, chiar dimpotrivă, afectează. Apare dorința de izolare sau chiar opusul, curajul de a fi în centrul atenției, mulțumită like-urilor și comentariilor pozitive. Iar când apare cineva mai bun decât tine, se declanșează anxietatea și începi să te urăști. Iar după, totul se repetă, începi să postezi poze cu tine, prins din nou curaj, iar la următorul șoc începi să te urăști chiar mai mult decât te-ai urât la primul șoc. Boala poate duce în extreme și asta e demonstrat prin depășirea și acceptarea defectului și afișarea lui excesiv. Cum ar fi, de exemplu, femeile cărora le era rușine de greutatea în plus și că au dita mai fundul și picioarele groase și care acum își expun excesiv defectele ca fiind ceva sexy, că e mai simplu să plângi puțin și să fii acceptată pe bază emoțională decât să lucrezi la sănătatea ta. Să nu-mi săriți în cap că sunt misogin, că nu. Oamenii care devin dependenți de selfie-uri și de a primi laude în public sunt narcisiști, egoiști și se cred mai inteligenți și atrăgători. Mai pe scurt, devin falși și cu probleme destul de mari la cutia pe care o poartă pe umeri. Dacă te-ai regăsit în acest clip și totuși n-ai de gând să schimbi ceva, eventual filtrele la poze, în primul comentariu de la această postare ai un link cu un produs care o să te ajute mult să devii și mai obsedat de selfie-uri. Cam atât, eu sunt Mihai și dacă ți s-a părut interesant sau ai un prieten pe care îl suspectezi de așa ceva, dă share sau arată-i clipul acesta. Ne vedem miercuri la un episod nou. Ciao!